4 unități sanitare din Olt au primit finanțare de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru construcții, reabilitări, modernizări și dotări. 4 astfel de proiecte destinate județului Olt au fost prinse în lista sinteză a obiectivelor din subprogramul Unități Sanitare, venind astfel în sprijinul comunităților locale care nu au acces la servicii medicale moderne la standarde europene. Este vorba despre investiții pe care Compania Națională de investiții le va face la Caracal, Slatina, Urzica și Verguleasa. Construcții noi, dar și reabilitări, modernizări și dotări pentru spitale și dispensare medicale, toate necesare comunităților oltene. De altfel, lista sinteză aprobată la MLPDA cuprinde 326 de unități sanitare care vor fi construite, modernizate și dotate la nivelul întregii țări. Totodată, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației acordă o atenție deosebită modernizării sistemului medical și din fonduri europene, asigurând finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, atât pentru construirea spitalelor regionale de la Iași, Cluj și Craiova, cu o valoare totală de 1,64 miliarde de euro, cât și pentru achiziționarea de echipamente medicale pentru dotarea spitalelor din România în lupta împotriva pandemiei generate de SARS-CoV-2. De asemenea, prin axa prioritară 8 APOR, MLPDA are în derulare 329 de proiecte în valoare totală de peste 3,5 miliarde de lei care vizează infrastructura de sănătate și cea socială.